micile afaceri și care se fac înslănit, fac evaziune fiscală. Dacă asta e bombă. 90% din meteriașii din slănit nu plătesc impozite și taxe. Nu o zi dar sculpturi, pui faiențari, nu plătesc impozite. Din ce? Spuneți dumneavoastră, ce poate primăria să facă pentru treaba asta? Aici e treaba ANAF-ului, e treaba, nu e primărie, e problema lor. Nici mă interesează ce fac, ce fac și cum fac. Poate să facă. Asta e treaba ANAF-ului.